Să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii. E difuzată în fiecare marți și sâmbătă la RFI, marți la 17:30, sâmbătă la 10:10, dar ne puteți vedea oricând în reluare pe Facebook sau pe canalul nostru de YouTube. Astăzi o să discutăm despre home sweet home, casă dulce casă. Și cum o asigurăm? Da, înainte de asta vreau să vă prezint invitata mea de astăzi, este Delia Trăistaru, e director general la Dow Broker, unul dintre primii 10 brokeri din piața românească de asigurări. Delia Trăistaru, bine ai venit în emisiunea, bine ai revenit în emisiunea noastră! Bună ziua tuturor, mulțumim pentru invitație și pentru noua provocare! E o provocare pentru că e o perioadă economică plină de instabilități și de provocări. Știu că voi sunteți axați pe asigurările retail, adică pentru clienții persoane fizice. Cum ai simțit ce s-a întâmplat cu ei în ultimele 3-4 luni, să zicem, mai ales de când au crescut tarifele la RCA? Da, în ultimele 3-4 luni, într-adevăr, am avut o provocare majoră pe partea de retail, datorită contextului economic național și mondial al așa numitei și mediatizatei crize economice. În această perioadă am avut nevoie, practic, de mai multă putere de convingere pentru clienții care vreau să-și sisteze asigurările din prisma creșterii cheltuielilor familiale pentru toate celelalte părți ale vieții, dar în mare parte am reușit să-i convingem prin faptul că menținerea unei asigurări în vigoare este mult mai convenabilă din toate punctele de vedere decât rezilierea ei și eventual pierderii ulterioare pe care le-ar putea suporta din riscurile asigurate. Da, practic ne putem imagina următoarea situație. Nu prea aveai bani, vine criza, ți se agravează lipsa de bani, te gândești să le renunți la o asigurare, dar ce se întâmplă dacă exact în perioada asta ai un incendiu în casă sau un furt sau se produce o catastrofă naturală, gen cutremur sau inundații sau alunecări de teren, depinde unde locuiești. Uite, am un studiu recent făcut de UNSAR, Uniunea Națională a Asigurătorilor, care spune așa, 4 din 5 români știu că asigurările sunt obligatorii. Da, știu, dar doar din acești 4 din 5, doar 1 din 4 este asigurat. Deci dacă calculăm pe total, e undeva aproape de 20%. Îți mai dau câteva cifre. 82% practic dintre români știu că trebuie să-și asigure locuința împotriva dezastrelor naturale, cu tremur, inundație, alunecare de teren, printr-o poliță care este obligatorie. Se numește PAD, costă 20 de euro, aproximativ ceva mai puțin de 100 de lei pe an și care îți dă o acoperire de 20.000 de euro. Deci, multe case valorează sau apartamente valorează mai mult de 20.000 de euro și atunci vine ca necesară o asigurare voluntară, facultativă a locuinței. Deci, ăsta este studiul sociologic și o să-ți mai dau câteva amănunte puțin mai târziu. Practic, din cele 9,6 milioane de locuințe, doar 20% sunt protejate de o poliță din această obligatorie PAD. Prima mea întrebare ar fi una absolut naturală. Cum trezim interesul proprietarilor, al familiilor acestora pentru protecția financiară acordată de către o asigurare, măcar asta obligatorie, de 20.000 de euro, care costă, repet, doar 20 de euro pe an? Interesul clienților, practic, trebuie să vină în contextul cunoașterii produsului, în contextul în care reușim să trezim în mintea clientului necesitatea și obligativitatea, când vorbim despre PAD, a prezenței acestei polițe. În ceea ce privește polița PAD, practic, neexistând măsuri coercitive, practic, de aici reiese și gradul mic de cuprindere în asigurarea acestor polițe. Cât privește polițele facultative, primul lucru pe care trebuie să-l semnalăm clienților revine strict asupra protecției financiare a întregii familii.
arătându-i practic că un eveniment nefericit, de la o mică inundație, o spargere de conductă, la cutremur sau incendiu, practic ar destabiliza foarte mult bugetul familiei pentru eventualele reparații. L-ar destabiliza sau chiar l-ar distruge în totalitate. Au fost nenumărate cazuri semnalate pentru incendii localizate într-un apartament care au distrus mare parte din bloc. Deci, practic, persoana care a suferit incendiu are o dublă pagubă. Pe lângă bunurile și clădirea incendiată, apartament, locuință, hale, depozite, și obligația reparației prejudiciilor vecinilor sau vecinătăților afectate. De Da. aici, practic, încercăm să facem să conștientizeze o asigurare facultativă, îi facem, în primul rând, liniștiți din acest punct de vedere. Practic, ei își pot recupera prejudiciu și asigurarea înseamnă că ești liniștit, ești protejat. Neavând o asigurare, teama când auzi sau vezi evenimente similare este una justificată. Și în acest mod încercăm să-i facem să conștientizeze că liniștea înseamnă protecție. Protecția bugetului, protecția financiară a familiei, relații bune cu vecinii până la urmă, pentru că în cazul în care avem o inundație mare sau, Doamne ferește, un incendiu, știm ce înseamnă cheltuiala cu reparația casei, scării, cu vecinii pe care trebuie să-i mulțumești, să le repari pereții și să-i liniștești, bineînțeles că nimeni nu este încântat de astfel de evenimente. Da, iată o mulțime de motive. O să citez din fostul prim-ministru al Marii Britanii, Winston Churchill, a condus Marea Britanie spre victorie în timpul celui de-al doilea război mondial și despre asigurări el spunea așa: dacă ar fi după mine, aș scrie cuvântul asigurare pe ușa fiecărei case și aș spune despre asigurări fiecărui om pentru că pentru sacrificii financiare foarte mici pot fi protejate împotriva catastrofelor și nefericirilor multe dintre posesiunile familiei, începând cu casă, cu locuință, cu sănătate, cu viață. Abia atunci, spune el, aș putea fi mulțumit, căci aș simți că ai noștri concetățeni ar fi protejați. Iată un om care are o poziție și un rol în istorie, ne dă aceste sfaturi. Mă întorc la locuințele noastre, cele 9,6 milioane de locuințe din România, din care, repet, doar 20%, una din 5, sunt asigurate. Asta înseamnă că 4 din 5 nu sunt asigurate niciun fel, nici obligatoriu, nici facultativ. Cifrele spun așa, e tot aceeași cercetare sociologică despre care vorbeam. Majoritatea proprietarilor de locuințe, spune studiul, s-ar simți mai motivați să achiziționeze aceste soluții de protecție financiară dacă, și aici urmează două puncte, li s-ar acorda reduceri sau bonificații la plata impozitului anual. Știi că în trecut asigurarea de locuință obligatorie se plătea odată cu impozitul. 2. Deci așa au fost 31% din respondenți. 2. Dacă ar dispune de venituri mai mari. Aștia au fost 26%. Sau dacă ar avea mai multe informații despre asigurări. Apropo de acest ultim punct, mai multe informații, ce putem să le spunem concetățenilor noștri în ceea ce privește beneficiile versus cheltuiala pe care ar face-o? E o cheltuială, să recunoaștem, că sunt 20 de euro, că sunt 100 de euro, tot cheltuială se numește. Ce beneficii au în afară de faptul că ar fi mult mai ușor cu vecinii dacă îi inunzi? Da, o întrebare simplă pe care o punem clienților noștri ce ne pășesc pragul în toate punctele de lucru este una banală. Ați avut vreodată vreo inundație? Și 80-90% din ei spun da. Vi s-a spart vreodată vreo conductă de apă în casă? Da, ce daune ați avut? Și încep să spună, s-a udat peretele, s-a stricat mobila, s-a umflat parchetul. Știți că în cazul unor astfel de evenimente, dacă dețineați o poliță
de asigurare obligatorie plus facultativă, practic, vă recuperați banii pe care dumneavoastră deja i-ați cheltuit pentru reparații? Mare parte, cum spune și studiul, un SAR știu, dar neștiind practic câte beneficii pot fi într-o astfel de poliță, amână încheierea ei din necunoașterea produsului. După care îi întrebăm, trecem la un caz un pic mai grav. Ați avut vreodată, ați auzit de vreo explozie într-un bloc, de un incendiu, de un cablu încins, de un scurt circuit electric? Bineînțeles că răspunsul este da. Și încep să ne povestească de evenimente din familie, din bloc, din viața socială, toată lumea aude astfel de lucruri. Și în momentul acela îi întrebăm, dețineți o poliță? Nu. Și întrebăm în primul rând de ce nu dețin și văzând întrebările lor, le răspundem și apoi le facem o ofertă pentru a se simți asigurat, pentru a se simți protejat, explicându-i că în cazul în care vreun eveniment din cele enumerate sau altele, bineînțeles, inclusiv cu clauze speciale, cu fenomene electrice, cu bunuri casabile, cu tot ce se poate strica într-o casă, practic nu i-ar destabiliza bugetul, nu i-ar genera o cheltuială suplimentară la veniturile și așa reduse sau destul de strâmtorate în timpurile de astăzi. Oamenii, în momentul când le spunem detaliat ce poate acoperi o astfel de poliță, devin automat mai deschiși. Am avut situații în care ne-au întrebat, da, gardul ni-l puteți asigura? Uitați, a intrat o mașină fără vercea în gardul casei și ne-a costat o sumă considerabilă să-l reparăm. Dar panourile fotovoltaice, că sunt la modă de pe casă, dacă vine o grindină și sparge sticla de pe ele, se pot asigura? Și spunând, răspunzându-i, bineînțeles, afirmativ la toate astfel de riscuri, chiar dacă presupun clauze suplimentare, deci un cost suplimentar, oamenii sunt deschiși către ele, dar neștiind sau gândindu-se la un risc minor, o inundație sau o conductă spartă, evită să încheie. Am avut nenumărate situații în care oamenii nu știau că se pot asigura și bunurile de mobilă, echipamente electronice, electrocasnice din casă, pentru partea de fenomene electrice. Vine o suprasarcină, un scurt circuit și practic ele iau foc sau se ard pur și simplu placa de baza unei centrale termice. Și când le explicăm că astfel de riscuri pot fi prevenite, pot fi acoperite printr-o poliță de asigurare, oamenii sunt deschiși și finalizează cu încheierea unei polițe de asigurare. În cazul în care costul este relativ mare pentru acea persoană, oamenii sunt dispuși și să plătească în rate, tocmai pentru a își asigura bunul, practic confortul casei. În câte rate se poate plăti o astfel de poliță de asigurare? Marea majoritate a polițelor se încheie cu plată trimestrială, deci 4 rate anuale. Dacă socotim poliță obligatorie 20 de euro, o locuință medie ar putea să coste o poliță facultativă între 80 și 120 de euro, să zicem o medie de 100 și cu 20 de la poliță obligatorie înseamnă 120, 10 euro pe lună. Asta înseamnă 10 euro pe lună. Da, 50 de lei pe lună împărțit la 30 de zile ar veni mai puțin, deci cam un leu jumate pe zi. Cum spunea cineva, prețul unui, ceva mai mult decât prețul unui covrig. Acum depinde și da, ce fel de covrig cumpărăm. Da. Practic, tu spui că ar merita să ne asigurăm pe noi și confortul căminului nostru, nu numai pentru cutremuri, inundații, alunecări de teren, nu numai pentru 20.000 de euro, ci pentru toate aceste riscuri asigurate. Voi, din câte știu, cunoașteți oferta tuturor companiilor de asigurare și, practic, puteți să îi oferiți clientului acea ofertă care îi se potrivește cel mai bine. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Cum faceți partea asta de ofertare? Cred că prima dată
Mergeți către client sau îl ascultați ca să vedeți ce își dorește sau ce fel de casă are? În primul rând, da, facem acel formular de cunoaștere a nevoilor. Printr-o serie de întrebări, practic, identificăm nevoia pe care o are acea persoană. Pentru că fiind într-un apartament la bloc, de exemplu, la etaje superioare sau etaje intermediare, este obligatoriu și recomandabil și chiar obligatoriu să îi asigurăm, bineînțeles, și partea de răspundere civilă față de vecini. Lucru care este opțional pentru cei care au case individuale, practic. În primul rând, cunoașterea nevoilor. În al doilea rând, în funcție de sumele asigurate specificate de asigurat, ne putem da seama și de valoarea acelei case. Mulți asigurați ne întreabă la cât să-mi asigur casa. Oamenii nu știu, cine locuiește de 20-30 de ani într-o casă, nu știe la cât să facă o asigurare facultativă. Și primul nostru indiciu pe care îl dăm este valoarea de piață a imobilului, practic. Asta de ce? Pentru Pentru că dacă se distruge în totalitate locuința, tu trebuie să primești prețul la care ai fi vândut în momentul acela locuința pe piața liberă ca să poți să-ți cumperi o alta, nu? o alta, bineînțeles, în Sau să o cazul repari pe cea existentă. sau să o repar, în cazul unei daune totale ca și în domeniul auto, trebuie să primești despăgubire pe un lucru similar, cât ar fi costat o locuință, cu specificațiile și caracteristicile celei avute de tine. Și Uite, ne-am lovit. am ajuns deja la jumătatea emisiunii, nici nu știu când a trecut timpul. Da. Mă gândeam la un lucru. Se spune că nepurtarea centurii de siguranță când mergi cu mașina îți dublează riscul de deces. Am sentimentul că neîncheierea unei polițe de asigurare pentru locuință, și una obligatorie și una facultativă, îți cam triplează riscul de a trăi, dar sărac. Ne aflăm la ora de risc. Vă reamintesc că discutăm despre casele noastre ale românilor și cum am putea să le asigurăm și mai ales de ce și totodată și cu câți bani și când și unde. Iată, brokerii de asigurare sunt o sursă foarte importantă de informații. Vă ajung să vă cunoască problemele ca să vă poată oferi cele mai bune soluții de la cei mai buni asigurători și la niște prețuri care, iată, sunt undeva la nivelul de sub 2 lei pe zi pentru locuințele noastre. Alături de mine se află Delia Trăistaru, este director general la Dow Broker, un broker din top 10, top 5, chiar aș putea să spun. Delia Trăistaru, dacă te gândești acum că eu aș fi potențialul client, mi se poate întâmpla chiar și mie vreun risc asigurat complex sau ar fi bine să aleg varianta cea mai ieftină? Bineînțeles că se poate întâmpla oricui, chiar dacă în sinea noastră toți ne dorim nouă să nu ni se întâmplă nici accident de mașină, nici o avarie la apartament, nici să ne îmbolnăvim, toți suntem supuși riscului datorită vieții pe care o ducem, de la riscul de plecare de acasă cu mașina până la riscul de sosire și trezire a doua zi. În tot acest context este bine să minimizăm riscul. Practic să-l minimizăm în sensul în care să fim confortabili cu noi înșine, astfel încât, indiferent ce ni se poate întâmpla, avem o soluție de a primi, de a remedia, de a rezolva, începând cu o mașină până la locuință. Românii, ca și alte naționalități, practic sunt foarte atașați de locuință și de bunurile din casă. Practic și latura sentimentală și de apartenență este una esențială pentru a proteja ceea ce am, ceea ce am construit, ceea ce am dobândit prin eforturi. Față de alte naționalități care schimbă locațiile de-a lungul vieții cu familie, cu mutare din diferite orașe, românii sunt stabili. Românii își construiesc o casă și întemeiază o familie, își cumpără bunuri și le schimbă și îmbunătățesc traiul. Deci tot acest trai, practic, trebuie să ne aducă fericire și confort, bineînțeles, astfel încât orice eveniment neprevăzut, care, repetăm, se poate întâmpla oricui, să nu ne determine să facem pașii majori pentru schimbarea vieții, în primul rând.
Să presupunem că am o astfel, eu chiar am o astfel de poliță de asigurare, o am și pe cea obligatorie și pe cea facultativă. Eu am făcut în felul următor. Apartamentul pe care locuiesc are o valoare de piață de 130.000 de euro. Am încheiat polița de asigurare obligatorie de 20 de euro, iar pentru polița de locuință m-a mai costat încă 130 de euro. Sunt acoperit pentru întreaga valoare a locuinței. Și, practic, riscurile acoperite sunt inundație, cutremur, alunecarea de teren. În București, cutremurul ar fi varianta cea mai dăunătoare, să spunem. Dar studiile mi-arată că incendiile și furturile în marile orașe sunt cele mai importante riscuri. Și la asta, dacă de cutremur să zicem că vine mai rar, în fiecare zi în România sunt zeci de locuințe în care se petrec furturi și sunt zeci de locuințe în care au loc incendii. De asemenea, dacă stați la bloc, este destul de probabil să vă inundați un vecin, să spargi o țeavă, nu neapărat din vina dumneavoastră, dar îi inundați și trebuie să-i despăgubiți, sau vă inundă vecinii pe dumneavoastră. În ambele cazuri, în toate aceste cazuri, asigurările funcționează. Eu mi-am făcut calculul acela foarte simplu, deci 150 de euro pe an înseamnă cam 12-13 euro pe lună, adică vreo 60 de lei pe lună. 2 lei pe zi mi s-a părut extrem de convenabil. Mă întorc însă la ideea că sunt asigurat de mai bine de 10 ani. Dacă nu am daune în acești 10 ani, oare mai merită să-mi fac polița de asigurare? Bineînțeles că merită, pentru că inexistența daunelor nu diminuează riscurile care ni se pot întâmpla. Inexistența daunelor este un punct foarte și un lucru fericit în cazul celor cărora li se întâmplă, dar oricând o daună poate surveni și se întâmplă de multe ori ca asigurații care ani de zile au avut o asigurare și nu mai vor să o reînnoiască din probleme economice, din neștiință, să aibă un eveniment și vin către noi și ne întreabă: putem să facem să reparăm acel prejudiciu pe care l-am suferit, chiar dacă nu am mai avut continuitatea poliției? Le explicăm că nu, aceea practic este pierderea și paguba lor, după care marea majoritate a acestor asigurați revin către noi pentru a-și continua polița. Deci recomandăm clar să nu se întrerupă valabilitatea polițelor și să se facă în mod continuu, cu continuitate. Adică, Pentru practic, dacă timp de 10 ani eu am plătit câte 2 lei pe zi pentru asigurarea locuinței mele, o asigurare completă, așa cum am spus mai înainte, și după 10 ani mă hotărăsc că nu mai îmi fac ca cea de-a 11-a poliță de asigurare, cel de-al 11-lea contract de asigurare, și a doua zi are loc un incendiu la mine în locuință, nu mai sunt asigurat. Asta este, practic, motivul pentru care și tu și eu recomandăm celor care ne ascultă sau ne privesc și ne ascultă să aibă continuitate la încheierea unor astfel de polițe de asigurare, pentru că riscul continuă să existe, indiferent ce credem noi despre el. O întrebare pe care am primit-o acum sună cam așa. Dar ce fac eu? Am asigurare, dar ce fac eu practic în caz de incendiu și inundație? Ce am de făcut? primul lucru în cazul unor evenimente este să sesizăm. De exemplu, în cazul incendiului, primul lucru sunăm pompierii. Nu sunăm brokerul, nu sunăm agentul care ne-a încheiat polița. În cazul unui furt, primul lucru sunăm la poliție. În cazul unor evenimente minore, incendii, inundații sau alte lucruri care se pot întâmpla, practic, sesizăm asigurătorul prin intermediul brokerului sau agentului care ne-a încheiat polița. Dar în cazul unor evenimente catastrofice, cum le zicem noi, primul lucru sesizăm autoritățile competente. Am avut situații în care au avut incendii în casă și au sunat agentul poate nu a fost disponibil sau nu a răspuns în acel moment, a încercat să ia legătura mai departe. Noi sfătuim pe toată lumea, în funcție de gravitatea evenimentelor, primul lucru sesizăm autoritățile statului, ca și în cazul unui accident de mașină. Nu sunăm brokerul sau agentul dacă avem și parte de vătămări. Sunăm prima oară la salvare și la poliție.
Da, sunt informații foarte utile pe care le-am primit astăzi de la Delia Trăistaru, director general Dow Broker, așa cum vă spuneam, un broker de top pe piața românească de asigurări de mulți ani, cu foarte mulți clienți, persoane fizice. După cum v-ați putut da seama, există o foarte bună cunoaștere a clientelei și a nevoilor acesteia. Delia, o ultimă întrebare. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină un singur lucru, o singură idee, cea mai importantă, care ar fi aceasta? Asigurarea înseamnă protecție. Protecția noastră, în primul rând, a fiecărui individ, protecția familiei, protecția financiară. Iar protecția financiară ne asigură, practic, liniștea sufletească. Dacă suntem protejați, suntem liniștiți. Deci, protejați și liniștiți, eu vă reamintesc, ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru dumneavoastră, clienții piețelor de asigurări și de pensii private. Emisiunea este realizată de fiecare dată cu lideri și specialiști de top din domeniu. E susținută de către revista Prim, Asigurări și Pensii și portalul Noasic.ro. Și e difuzată în fiecare marți de la 17:30 și sâmbătă de la 10 și 10 de către RFI România. Ne puteți revedea oricând însă pe Facebook și pe canalele de YouTube. Tema zilei a fost casa noastră dragă, casă dulce casă și cum o asigurăm. Am discutat tema zilei cu Delia Trăistaru, director general Dow Broker și în final vă spun încă o dată, nu uitați, asigurările sunt precum centurile de siguranță. E suficient să nu le purtați odată și să aveți un accident și să vă dați seama de utilitatea lor. Ce bine ar fi fost dacă le-am fi avut. Rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.